Alegerile intră în linie dreaptă. Biroul Electoral Central a definitivat prin tragere la sorți ordinea candidaților la alegerile prezidențiale de pe, pe buletinul de vot. După analizarea dosarelor de candidatură și rezolvarea contestațiilor, 14 candidaturi au fost validate. Românii vor avea de ales între 10 candidați din partea partidelor și 4 independenți. Potrivit documentului oficial, prima pe listă este lidera USR Elena Lasconi. Pe poziția a doua este George Simior, Marcel Ciolacu este pe poziția a treia, Nicolae Ciucă pe a patra, iar Mircea Joana este pe șase. Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 24 noiembrie. Dacă niciunul dintre candidați nu obține 50% plus unul din voturi, primii doi candidați se califică pentru un tur 2 care va avea loc pe 8 decembrie.